evoluție la paralele. Doar Andreea și Zorzara pe boxe au mai rămas din echipa care ne-a reprezentat la echipă. În urmă cu 2 ani, Andreea la Tianjin în China a câștigat aur cu echipa Aur la Sol și Argint la Pârnă. Ne-am temut de paralele și, într-adevăr, evoluțiile n-au fost notate prea bine. Dar la acest aparat au avut dificultăți și celelalte echipe. Vom vedea cum stăm în clasamentul general provizoriu după 2 aparate. Cadru cu Andreea Raducan. Poze, cum se numește atitudinea după terminarea exercițiului. 8.